În ultimii 10 ani au fost două tentative de a închide spitalele raionale. Din această cauză, autoritățile nu au investit bani în aceste instituții medicale, iar, drept rezultat, spitalele au ajuns într-o stare deplorabilă. Declarațiile au fost făcute de președintele țării Igor Dodon în cadrul unui interviu. Situația din spitalele din Moldova nu este vina guvernului actual. În ultimii 10 ani au fost două mari încercări de a le închide au fost votate și hotărârile de guvern finanțate pe banii străini. Este vorba despre anii 2013-2016, a precizat șeful statului. Igor Dodon a precizat că atunci PSRM s-a opus inițiativei și a criticat dur tentativa de a închide spitalele raionale. Personal am oprit închiderea două spitale raionale, spitalul de la Basarabeasca, unde am ajutat cu echipamente și spitalul din Ocnița, unde am cumpărat utilaș, a mai spus Igor Dodon. Recent, guvernul a aprobat rectificări la bugetul de stat pentru anul 2020. Potrivit documentului, peste 1 miliard 300 milioane de lei sunt prevăzute suplimentar pentru investiții în spitale.